Doliu în Susleni, satul de baștină al tinerei de 19 ani însărcinată în 6 luni, care a fost ucisă cu bestialitate. Sute de oameni s-au adunat marți pentru a o petrece pe ultimul drum pe Ana Maria. 10 de colegi cu care tânăra învăța la colegiul pedagogic din Orhei au purtat în piept câte o floare albă la funeralii. Localnicii care au venit să-și ia rămas bun de la fată o descriu ca fiind educată și blândă. S-a tulburat lumea de la așa tragedie. A fost o fată cu minte, cu nepoata mea în clasă, a fost păcat și fată cu minte frumoasă și o ajuns e un suflet chinuit, dar nu unul, dar două suflete chinuite. Nu știu, mă vorbe foarte bune și te laudă. Foarte cu minte a fost. Chiar să-și bată joc așa, nu știu. Credeți că o să fie pedepsit? Trebuie să fie pedepsit. Trebuie că fiecare avem copii. Trebuie să fie. Dacă n-ar fi pedepsit, noi să mergem la ora școală, să blocăm drumurile din Spitalenești, să mergem la Chișinău, să mergem la instanță, să mergem mai departe. Criminalul ăsta să-l scoți în nici cu lumii, să-l puneți într-o cletcă de șer și să-i astăt narodul și să tai câte o bucățică din trânsul și să vadă cum o chinuit el pe dânsa. Pui sare. Sare să-i pui. Mama fetei spune că cu greu și-a recunoscut copilul ucis. Arată tragic. Eu nici numai când m-am dus acolo am văzut-o, dar așa nu pot vedea acasă. Nici moșii, nici mătușile nu pot să o vadă, că e tare tragic. Are multe vânătăi, are multe zgârăituri, are multe facturi. A fost și violată. Mama tinerei speră că ucigașul va fi condamnat pe viață. Eu, în primul rând, el poate să iese în stea coleană, dar eu copilul meu l-am pierdut de-am. Și n-aș dori că el să-i dea drumul și să iar tot să facă tot mai departe cum a făcut acum. De că în vârstă am 74 de ani, dar n-am așa tragedie, n-am auzit. Vă închipuiți? Asta e strașnic. Este o tragedie națională ceea ce s-a întâmplat și cu regret. Femeia până la sfârșit trebuie să aibă o altă simbolistică. O simbolistică să rămână a frumosului, într-o chipare a frumosului, ceea ce anișoara a trăit o altfel de viață pe acest pământ. E acoperit fața, nu se vede fața, dar mâinile nu mă văd. Și mâinile se arsă cu țigară, o grămadă pete de țigară, stinsă de pe mâinile.